De foarte multe ori mi-au venit roluri în momente ale vieții în care mă asemănam, adică nu știu, mi se potrivea perfect rolul pentru acea perioadă a vieții mele. E incredibil, iar în Fata din Curcubeu chiar mi-am pus totul pe tavă. Chiar acolo am arătat tot vulcanul din mine și am făcut ce mi-a plăcut. Am cânt rusește, sunt înnebunită după chestia asta și joc la capacitate maximă, zic eu. De-aia sunt foarte liniștită, nu... Nu mă mai agit să obțin ceva, să fac ceva, să-mi doresc ceva profesional. Tot și culmea e că acum îmi vin mult mai multe oferte. Că nu mai îmi doresc. Încrâncenarea nu e bună. Liniștea asta, că ce e al tău e pus deoparte, da. Îți dă o chestie fantastică în viață. Adică spui așa, și vreau să învăț de la tine, dacă vrei să obții ceva, prima condiție este să nu-ți dorești acel lucru. Corect, așa este. Da. Așa este și cred că eu când o să mă retrag din activitate, așa, la vreo 50 de ani. Asta e ca aviatorii care ies la pensie repede sau nu știu îmi ce. Îmi doresc să ajung la pensie, eu îmi doresc ca să fiu liberă, să pot să fac lucrurile care mă bucură cu adevărat. Păi cred că, uite, ești într-un maraton permanent, nu? Apropo de ce nu-ți dorești succesul, să ne ferească Dumnezeu de dorința împlinită pe care nu, și de lucrurile pe care nu ne mai dorim. Da, da, mai da. Mai liniște, da. Nu? E, și atunci când o să fac doar ce-mi place realmente, îmi doresc să am un cabinet de consultanță pentru femei în mod special. Să vină femeia să-mi zică, uite, nu-mi iese aia și o să zic, îți spun eu cum rezolv. Bun. Vrei ca să... Hai să facem o repetiție. Eu sunt primul tău client. Femeie. O să-mi spui, vorbim ca fetele între noi, sunt, dragă Tania, uite ce se întâmplă cu mine că nu mai am succes la bărbați. Ce pot eu să fac? Să nu-ți dorești succesul. Să te iubești pe tine foarte tare. Da. Și atunci nu neapărat să te iubești, să ai încredere în tine. Deci șterg cu buretele, să ai încredere în tine, că ești o femeie puternică, că ai farmec, că radiezi și toate chestiile astea o să se adune așa ca o aură în jurul tău și o să o remarce și bărbații. Și mai ales pe aia pe care ți-i dorești. Dă-mi voie să repet. Sunt o femeie puternică, da. Radiez și toți bărbații o să mă dorească. Chestia asta... Deja văd aura. Da. Acum, știi, chestia ar fi eventual să facă un montaj și să taie treaba asta. Eu declarând asta cu bărbații, spune Raluca, n-a fost bună pentru că să fie limpede. Am făcut un exercițiu.